Vaca. Rubrica Moto. Bună, dragii mei, duși cu vaca și bine ați venit la episodul cu numărul 106. Da, și weekendul ce urmează avem unde ne toci gumele. Dacă e vineri, e Riders. Bikers pe la Neagră MF ne așteaptă la o cafea din partea casei la Riders, pe calea București, numărul 1T în Ciolpani, începând cu ora 19. Guerilla MC Nomads ne propun Poker Run Caransebeș, o partidă de poker pe două roți. Tot vineri, comunitatea motolocală ne așteaptă pe aerodromul Buziaș pentru Aero West Bike Fest, ediția 5-a. Sâmbătă, Dark Knights Constanța au pregătit evenimentul Vama Veche donează zâmbete. În cadrul campaniei Use Your Monster to be Someone Else's Hero. Aici vor încerca să aducă zâmbete celor 250 de copii invitați la eveniment. Ride and Ride MF propun o tură destinată începătorilor către Alexandria. La destinație, riderii novici vor fi instruiți în ale mentenanței moto. La Băiuți Maramureș, Rock and Road Friends Club și Rebel Riders MC au pregătit Moto Inocența, un eveniment destinat copiilor din care nu vor lipsi concursuri, candy bar, plimbări moto, topogane gonflabile și multe alte surprize. Tot sâmbătă, Timișoara Bikers MF împlinesc 17 ani de la înființare și ne așteaptă să sărbătorim împreună la Molly Park, la mulți kilometri. În București, PGMC Southside România sărbătoresc deschiderea noului clubhouse pe calea Rahovei numărul 180, unde ne așteaptă o petrecere de pomină marca Gremium MC. Tot în București, Seawolves MC Probe Chapter ne așteaptă cu porțile deschise pe strada Staicovici numărul 5, începând cu ora 19. La Tecuci, Legio Carpatica MC ne propun un patch party și ne așteaptă cu voie bună, muzică live și un ceaun din partea casei. Duminică, la Oradea, Blue Knights România 6 au pus la cale un eveniment caritabil în care ajută 65 de copii să vadă marea pentru prima dată. La Chișinău, Răzeșii Moldovei și Asociația Obștească Viața Fără Leucemie organizează Health Ride for Children. Adunarea are loc în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu, începând cu ora 10. Pentru mai multe detalii despre evenimentele numărate mai sus, nu uitați de pagina de Facebook Duscuvaca, canalul de YouTube Duscuvaca, Instagram Duscuvaca și nu în ultimul rând motohangout.com. Vă dau orele scăpați de mine, asfalt uscat, partea lucioasă în sus și nu uitați, motociclism este terapie, nu terapie intensivă. Vă pupă vaca! Duscuvaca! Rubrica Moto.